Avocatul meu vă spune tot. Ați primit așa ceva, doamna primar? Da, mă așteptam. De ce vă așteptam? Mă așteptam pentru că o să vedeți despre ce este vorba. Cine este denunțătorul dumneavoastră, doamna? E domnul Mitran. Vă povestește avocatul meu tot. Credeți că e un abuz? Absolut. Acuie mâna, doamna primar, acuie mâna. Doamna primar. De ce m-au pus cătușe? Vă veți retrage din politică total? În legătură cu campania electorală, există trei oameni de afaceri, unul dintre ei fiind o rudă a unui actual candidat sau viitor candidat în campania electorală, care susțin că ar fi furnizat materiale pentru această campanie. Suntem optimiști în sensul că vom putea proba că tot ceea ce s-a utilizat în campania electorală din anul 2012. Din anul 2012 nu este vorba, din punctul meu de vedere, de o luare de mită, doar de o posibilă folosire a influenței ca și candidat în alegeri față de oameni de afaceri pentru a realiza sponsorizări. În privința spălării de bani, se susține că aceste mijloace electorale ar fi fost folosite ulterior în campanie, dar vă repet, susținerea clientei mele este în sensul că nu au existat astfel de sponsorizări în context nelegal.